TikTok nu este doar una din cele mai urmărite rețele sociale, dar conduce și în topul startup-urilor din Statele Unite. Din listă mai fac parte și alte afaceri care sunt în mare parte din China și Statele Unite. Însă cu toate detaliile vine colegul meu, Felix Damian, editor Aleph News. Bine te-am regăsit, Felix. Care sunt cele mai valoroase startup-uri din Statele Unite? TikTok, SpaceX și Shein, Mihaela, sunt cele trei startup-uri care se află în topul acestor afaceri de succes din SUA. Compania chineză ByteDance, care deține TikTok, este în continuare cel mai valoros startup, așa cum arată cifrele publicate de CB Insights. Compania chineză este valoată la 225 de miliarde de dolari, dar se laudă pe lângă TikTok cu multe alte aplicații, precum platforma de conținut Toutia din China, care utilizează inteligența artificială pentru a adapta fluxul de știri în funcție de nevoile fiecărui utilizator. Urmează, desigur, în top SpaceX al lui Elon Musk cu 150 de miliarde de dolari, iar pe 3 se află retailerul chinez de îmbrăcăminte Shein, evaluat acum la 66 de miliarde de dolari. Dar pe locul 8 apare și o companie care nu e din America și nici din China, este vorba de aplicația FinTech Revolut din Regatul Unit al Marii Britanii. Felix, însă cum a ajuns TikTok să conducă în acest clasament? Rețeaua a fost creată de Zhang Yiming, a fost lansată în China în septembrie 2016 sub numele Douyin. La doar 3 luni de la lansare, TikTok a ajuns, sau această aplicație care se numea Douyin înainte de a primi acest nume, a ajuns la 100 de milioane de utilizatori în China și după acest succes s-a lansat la nivel global sub numele de TikTok în 2017. Compania ByteDance și-a mărit veniturile la 34 de miliarde de dolari, de la 34 la 85 de miliarde în doar 2 ani, trecând de la o pierdere operațională de 2 miliarde în 2020 la un profit operațional de 20 de miliarde de dolari. În plus, Wall Street Journal a informat că ByteDance a avut un profit operațional de aproape 6 miliarde de dolari în trimestrul 1 din acest an, aproape dublu față de anul precedent. Și potrivit datelor analizate de CB Insights, sunt în lume cel puțin 1200 de startup-uri unicorn, adică companii evaluate la 1 miliard de dolari sau mai mult. Felix, îți mulțumesc pentru informații.